se pare că unul dintre puținele lucruri pe care le mai avem la îndemână, care depind de noi și de care suntem responsabili, este cunoașterea. Banii, succesul, gloria, casa, mașina, iPhone-ul, deși binevenite cu toate în viață, să nu fim ipocriți, nu au totuși niciun fel de relație directă cu demnitatea. A fi demn nu depinde nici de cont, nici de proprietăți, dar nici de sărăcie sau precaritate. Omul bogat și omul sărac pot fi la fel de demn, ori la fel de nedemn. Implicați-vă, învățați continuu, faceți doar ce vă place, învățați să prețuiți corect și să nu acceptați orice. Nu vă opriți niciodată să visați. Să vă concentrați pe pacient, pe raportarea la breaslă, pe satisfacția pe care vă aduce privirea plină de recunoștință a pacienților în această meserie nobilă, cea mai apropiată de nemurire. Promoția 2019. Vă urez mult succes! Vă invit să rezistați umilințelor și compromisurilor, să nu încetați să căutați performanța, excelența în tot ceea ce veți face, să vă luptați cu mediocritatea. Cel mai important lucru în primii pași pe care voi faceți în această meserie este să puneți pasiune. În momentul în care pui pasiunea pe locul întâi, vin și banii. Fără nicio problemă. Dar asta e ordinea. Mai întâi pasiune, să fiți oameni, că degeaba e multă știință dacă nu, medicul nu transmite ceva, adică dă o speranță omului, că se poate trata și cu cuvântul. Meseria pe care o fac eu, ore și ore de operație în care la un moment dat poate nu mai simt decât mâinile care lucrează acolo, simt că e ceva care vine de sus. Și atunci eu, ca să-mi păstrez harul și darul ăsta, legătura cu cel de sus, vin aici. Deci e important să fiți oameni, să credeți în Dumnezeu, nimic fără Dumnezeu.